Da, să le luăm pe rând. Domnule Adrian Negrescu, va plăti de această dată OMV Petrom această taxă de solidaritate? Ce credeți că i-a făcut să se răzgândească? Dacă anunța la Bursa de Valori București faptul că va plăti această taxă în luna iunie, cu siguranță o va face, pentru că nu-și permite fața acționarilor să inducă în eroare opinia publică și nici pe aceștia. Faptul că va plăti 1,5 miliarde de lei la buget e important și mi se pare extrem de important pentru bugetul de stat, având în vedere gaura bugetară, dar să nu uităm că OMV Petrom a mai plătit vreo 30 de miliarde da, impozit pe profit pentru anul trecut, adică undeva la o autostradă și vreo 3 spitale regionale. Sunt curios ce se vor face la întâmpla cu acești bani, încă nu ne-a spus autoritățile care este destinația acestor bani din taxa de solidaritate și cred că asta este important, să vedem unde se duc banii, pentru că dacă se duc chiar și la cheltuieli de bunuri și servicii, la panteluțe, la palmieri și la tot fel de aberații care n-au nicio legătură cu vremurile în care trăim, atunci te trebuie cum administrează statul banii respectiv. Legat de companie, văd că și-a asumat faptul că plătește și este un lucru pozitiv. Sper ca și celelalte companii care trebuie să plătească această taxă să o facă și să o facă la termenele asumate. Legat de destinația banilor, cred că asta este marea problemă, unde se vor duce acești bani, iar domnul Căciu încă nu ne-a spus exact, la fel ca ministrul energiei, trebuiau să vină concret să ne spună, uite, banii ăștia 1,5 miliarde și ceva domnul de la ceilalți 3-4 miliarde îi vom folosi pentru. Pentru că dacă ne va spune că îi va folosi pentru compensarea facturilor la energie și gaze, e o mare păcăleală. De ce vă spun acest lucru? Pentru că noi și așa menținem prețurile foarte sus la energie și gaze, în condițiile în care peste tot în toată Europa acestea au scăzut. S-a ieftinit energia și gazele la nivel internațional. Numai în România sunt menținute artificial prețurile sus pentru a genera inflație și a genera astfel încasă la bugetul de stat. Dar știți bine că la noi, ca la nimeni. Domnule Negrescu, îi vor convinge oficialii noștri pe comisarii europeni că acest procent de 9,4% din PIB trebuie eliminat cu orice preț? Cred că da, cred că nu vor fi probleme pe acest aspect, mai cu seamă că statul român nu are bani în momentul de față să crească pensiile. Adică e pur și simplu un calcul teoretic legat de cât ar trebui să crească pensiile dacă am avea bani. În momentul de față este pe la 7% din PIB, încă n-am ajuns nici măcar la 8,4%. Dacă ar trebui să creștem pensiile, apropo, undeva la nivel de 10% sau chiar 15%, nici măcar n-am ajunge la 9,4% din PIB. Deci e un calcul pur teoretic și un practic teoretic în momentul de față, raportat la nevoile populației. Ar fi bine să modificăm acest PNRR despre care am spus, sunteți în momentul în care a fost scris că are foarte multe lacune și sunt foarte multe reforme care nu pot fi făcute, mai ales că urmează 2 ani electorale, adică 2023-2024, sunt anii în care politicienii vor risca orice, numai să nu iar niște măsuri de austeritate cu adevărat în care să afecteze bugetarii, să afecteze niște categorii care merg la vot anul viitor. Da. Deci probabil asta se va discuta mai mult la Bruxelles, o amânare a reformelor acestea care au legătură cu pensiile speciale, cu reforma pensiilor, cu reforma administrației publice undeva în 2025 după alegeri și să aducem din anii următori niște ținte pe care să le facem acum și care nu au caracter electoral. Deci, practic, o reașezare a țintelor din PNRR în așa fel încât să nu pierdem banii europeni, iar aceștia să fie, practic, înghesați și să aștepte derularea reformelor imediat după alegerile din 2024. Da, dar totuși, pensiile vor fi majorate, spune președintele Casei Naționale de Pensii. Pe de altă parte, ministrul Muncii spune, ba nu, nu dați speranțe false oamenilor. Legea spune că pensiile trebuie majorate cu inflația, da? Dar noi am avut o inflație de 16% anul trecut, deci a trebuit măcar cu un 15% să crească pensiile de la 1 ianuarie, în condițiile în care taxele locale vor crește cu 15-16%. Adică la taxe putem să creștem, când e vorba de pensii, mai așteptăm. Cred că aici e discuția și, într-adevăr, rămâne de văzut în ce măsură domnul Budăi sau viitorul ministru al Muncii își va impune punctul de vedere și va opera, practic, această absolut necesară creștere a pensiilor, măcar legată de inflație. Poate măcar de data asta le reușesc, pentru că la precedenta creștere, știm foarte bine, majorarea pensiilor a fost sub nivelul inflației, deci oamenii au continuat să pierdă bani în actualul context. Și angajații din sănătate, așa cum am văzut, au anunțat proteste masive. Federația Solidaritatea Sanitară vorbește despre amenințări grave la care sunt supuși profesioniștii din domeniu. Domnule Negrescu, vor fi afectați dacă va fi introdusă această impozitare progresivă și dacă se vor bloca acele creșteri salariale, așa cum s-a anunțat?
Totul depinde de cum va arăta programul de guvernare. Dacă domnul Ciolacu, viitorul premier, își va asuma o impozitare specială pentru sectorul public, da? Acea impozitare legată de salariul președintelui României, da, probabil vom asista la proteste și vom asista chiar și la scăderi de salarii, mai ales la cei care beneficiază de tot felul de prime, de sporuri, de beneficii care depășesc chiar și salariul de bază. Dar nu cred că se va ajunge acolo și spunea foarte bine colegul de emisie faptul că urmează un an electoral în care probabil politicienii nu vor lua măsuri care să afecteze practic potențialul electoral al politicienilor. Motiv pentru care cu siguranță nu se va discuta niște despre impozitul pe clase diferențiate de câștiguri, nu se vor discuta decât despre vouchere, despre tot fel de facilități care vor fi oferite populației în tentativa de a le obține voturile. Despre asta vorbim în anul viitor. Am spus de foarte multe ori că 2023 și 2024 vor fi doi ani ratați din punctul mătărător din prisma reformelor, pentru că deja am ajuns la o factură a salariilor bugetarilor de 120 de miliarde de lei, dublă față de acum 7 ani, și am ajuns să ne împrumutăm, din păcate, pentru a avea cu ce să plătim aceste salarii.